Bine ați venit la capitolul C, cheițe. Cum unim bucățile de pânză între ele după ce le-am tăiat, după ce le-am protejat și după ce le-am brodat. Prima dată, prima etapă, unim altițele de mânecă. Să completăm mâneca practic pe toată lungimea ei. După aceea, hai să vedem cum facem asta. Ca să ne asigurăm că nu vom avea decalaje la final. Aliniem pe masă altița și mâneca, foarte bine stabilim care este centrul lor și în acel punct le fixăm cu o cusătură, eu mai pun câteodată și o capsă. Din acest centru pornesc către margini cu cheițele, pentru că vreau să mă asigur că am păstrat această distanță egală, da? Și altița este perfect încheiată în axul mânecii. Axul de simetrie al cheiței, al altiței, se prelungește cu axul de simetrie al mânecii. Tanda pe manda, la milimetru. O să vedeți imediat de ce e foarte bine să ne asigurăm de mai multe ori că am făcut asta corect. Bun. După aceea, ca să ne mai facem mâna la cheițe, puteți să uniți bucățile de piept între ele, cele două jumătăți care reprezintă pieptul. Tot așa, dacă decideți să lucrați și clinișorii pentru spate, uniți și vă faceți mâna acolo, uniți cei doi clinișori de-a stânga și de-a dreapta spatelui, astfel încât rămânem cu 4 și cu 2 pave mici, 6 bucăți mari, de 6 unități de încheiat între ele. Două mâneci, un piept compus din două jumătăți, un spate compus din piesă centrală și doi clinișori și cele două pave. În timpul lucrului repetați cheițele și repetați această verificare să vă asigurați că părțile pe care le uniți sunt perfect aliniate. De ce? În timpul lucrului riscăm să tensionăm, așa cum am povestit și în tutorialele ce legate de cheițe, riscăm să tensionăm mai mult bucata de pânză pe care o ținem în mână în timp ce lucrăm. Da? Ca să ne asigurăm că avem un pas de lucru egal tensionat, puteți să încercați la început să fixați bucățile pe care le aveți de unit pe o pernă, în bolduri. Perna să o puneți pe masă și să lucrați deasupra mesei pe pernă, astfel încât să nu tensionați bucățile de pânză în mână sau niciuna din bucățile de pânză să nu fie trasă în jos de propria sa greutate. Ele vor sta întinse pe masă, da? Partea pe care o avem de îmbinat se află pe pernă și cât mai puține forțe cât mai puține forțe vin să intervine și să ne strice nouă socotelile legate de alinierea cheițelor și a planetelor. Bun. Hai să unim, să vedem cum pornim să unim mâneca de corp. Începem de la partea de sus unde avem nevoie să avem bucățile bine aliniate. Unim de aici partea de sus a altiței cu partea de sus a pieptului până ce ajungem în punctul de jos al altiței. În continuare prelungim și va arăta un pic dezordonat și bulversat acolo locul, dar continuăm să unim de piept această rămășiță, restul acesta care a rămas după ce am unit altița de partea de sus a mânecii. În prelungire vom încheia deci această latură. Iar după ce am ajuns în acest punct, după ce am terminat și cu partea de sus a mânecii, pur și simplu, în prelungire în jos, venim de la colțul pavei, pentru că avem o latură pe partea din față, o latură pe partea din spate, din colțul acela al pavei continuăm să unim cu cheițe cele două laturi ale mânecii, până ajungem spre partea de jos și o să vedem imediat unde ne oprim acolo. Firește că repetăm totul în oglindă pentru mâneca cealaltă. În momentul în care am terminat de unit ambele mâneci și avem aici, putem să plecăm din colțul de jos al pavei, da, și să unim pieptul de spate de aceste linii. Vedem cum facem cu cheițele la partea de jos a mânecii, pentru că avem două variante. Uh,
Dacă vom folosi încrețire cu volănaș, cu fodor și avem aici cute pentru brățară, puteți să lăsați liberă și să nu uniți cu cheițe porțiunea aceea de pânză din dreptul săilelor care urmează să încrețească mâneca. Da? Atenție! Dacă avem la partea de jos a mânecii manșetă, aceeași metodă de prindere a încrețirii pe care o folosim la gura cămășii, gura mânecii, da? Avem aceeași metodă de prindere a cutulițelor cu un acoperiș, acest guleraș, respectiv manșetă, vom lăsa, așa cum eu am o despicătură pentru piept, vom lăsa o mică despicătură și la partea de jos a mânecii, deci ne vom opri cu cheițele undeva la 5-6 cm înainte de locul în care am plasat saielele, unde vom încreți și unde vom monta manșeta. Atenție, în momentul în care veți decide dimensiunea finală cu care vreți să încrețiți, de multe ori, dacă sunteți la început, e bine să lăsați această operație pentru momentul în care ați, vorbesc de brățară, pentru fodor. Ați spălat deja cămașa, ea a intrat la apă, puteți atunci să strângeți saielele la dimensiunea finală și cusătura pe cutulițe să o faceți după aceea, da? Pentru că poate vreți să decideți după ce îmbrăcați cămașa, să decideți dacă vreți să ridicați mâneca deasupra cotului sau doar până spre cot, da? Și să nu vă pare rău că a strâns prea mult pentru închietura mânecii și după aceea nu mai puteți să vă spălați pe mâini, da? Trebuie să ridicați repede mânecile și trebuie să știți să vă decideți dacă vreți să treceți de cot sau să vă opriți unde. Dacă vă rămân decalaje la partea de jos, după ce ați unit toate bucățile, tot așa le puteți egaliza și puteți festona după aceea dacă aveți un decalaj mic. Dacă vi se întâmplă și aveți un decalaj mare, încercați să desfaceți cheițele și să vedeți de unde pornește acest decalaj, pentru că de multe ori el pornește fix din problema prezentată anterior. Din faptul că nu am poziționat altița fix în axul de simetrie al mânecii și de acolo vă rezultă diferențe care coboară după aceea spre pavă în jos și ele se văd abia la final. Da? Deci verificați pe parcurs ca să nu fiți nevoite să desfaceți. Așa, o problemă importantă este pentru multe dintre voi să mai pun pavă, să nu mai pun pavă, pentru că vine pava prea jos și nu sunteți obișnuite, pentru că acum toate hainele pe care le purtăm sau marea majoritate au răscroială și undeva avem aici definită mâneca de corp prin această răscroială. Punând mânecă și pavă, vom vedea că îmbinarea vine foarte jos, de multe ori ne sperie. Da, așa este și la cămășile vechi, pentru că femeile își doreau să creeze o siluetă amplă la partea de sus ca să evidențieze cu o talie fină, care părea mai fină din cauza volumului mare pe care îl aveau în partea de sus a corpului. Dar hai să vedem cum putem ridica nivelul pavei când avem o cămașă cu altiță. Când avem o cămașă cu mâneca întreagă, este simplu, pentru că nu avem această formulă cu prelungirea mânecii și putem uni mâneca de piept și de spate până unde dorim și putem să ne punem pava chiar și aici, da? Deci, la cămașa cu mâneca întreagă nu avem această problemă. Această problemă intervine doar la cămașa cu altiță, unde suntem, practic, condiționate de doi factori. Și toți pleacă de la altiță, presupunând că avem lărgimea, lățimea mânecii universală, adică un lat de pânză. Cei doi factori care influențează cât de sus sau de jos vine pava sunt înălțimea altiței, cum este logic, dar și lățimea ei. De ce? Pentru că în momentul în care avem altița mai scundă, mai puțin înaltă, e clar că se va ridica toată îmbinarea. Dar în momentul în care altița noastră este foarte îngustă, avem o dimensiune mare rămasă aici la partea de sus a mânecii și ea va coborâ pe verticală și ea ne va împinge pava în jos. Deci dacă dorim să ridicăm nivelul la care vine pava, avem două variante. Facem altița mai puțin înaltă și facem altița mai lată. Făcând altița mai lată, această dimensiune pe care noi o avem, da, se împuținează și în momentul în care ajungem să o unim, practic, ea nu mai coboară. Nu vă recomand să renunțați la pavă, pentru că ea, pe lângă faptul că ține acest loc de răscroială, ea are și rolul de a deschide cămașa în 3D. Deci face legătura între piept și spate, da?
este un element acolo care, deși micuț, lucrează și contribuie la confort. Sper că este clar. Nu uitați să urmăriți și tutorialele pentru cheițe, cheițele C. Spor!